Familia copilului din Rușii Munți, dat dispărut săptămâna trecută, răsuflă ușurată. Băiatul de 14 ani a revenit la domiciliu după ce, timp de 4 zile, a fost căutat de autorități și de cunoscuți. Adolescentul plecase miercuri dimineața spre școală și de atunci nu a mai fost văzut. Potrivit polițistului de la secția din Deda, care răspunde și de comuna Rușii Munți, abia duminică dimineața, părinții au reușit să-i dea de urmă băiatului. L-au găsit în zona unui hipermarket din Reghin. Fire tăcută, adolescentul a refuzat să dea detalii despre motivele care l-au determinat să plece de acasă, fără a-și anunța părinții și fără a lăsa o vorbă ori un bilet despre locul unde poate fi găsit.